Sunt informații de ultimă oră. Patronii stației GPL de la Crevedia au primit arest la domiciliu. Vor ieși din arestul secției 4, acolo unde se aflau. Denisa Dicu are toate detaliile despre decizia instanței. Bun găsit, Denisa! Bine, te-am regăsit, Marinela, bun găsit tuturor. Este o informație de ultimă oră. Ionut Doldurea și Cosmin Stânga au fost plasați de către magistrații de la Tribunalul București sub măsura arestului la domiciliu. Iată o măsură preventivă mult mai blândă. Aceștia știm bine că se aflau în arest preventiv în spatele gratiilor, fiind acuzați de procurorii Parchetului General de mai multe infracțiuni legate de neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, dar și de distrugere, având ca urmare un dezastru în urma exploziilor de la Crevedia, care au afectat mai multe case din localitatea respectivă, mai exact 82 de case, și în urma exploziilor 6 persoane și-au murit viața. E bine, acum, practic, Ionuț Doldura și Cosmin Stângă urmează să iasă din arestul la secției 4 de poliție, acolo unde era o arestație preventivă, și vor pleca acasă la domiciliile lor stabilite și declarate în fața instanței și își vor petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu.